Iată că a venit momentul să facem un nou video cu E90, ce-i drept nici n-am mai mers cu el în ultima perioadă. Cred că ultimul clip cu el l-am postat acum vreo 2 săptămâni. Și ce-i drept nici n-am mai mers cu el în perioada asta, cred că am făcut maxim 30-40 de kilometri în 2 săptămâni, având în vedere că am făcut 10.000 în 2 luni cu ea. Dar având în vedere că e cam prima zi în care ninge serios și în care simțim, cel puțin în zona asta, că este iarnă, n-am ieșit să mă dau cu el și pur și simplu am vrut să o mai și pornesc, pentru că na, mașina care stă, în principiu, te mai lasă o baterie, va porni mai greu și ar fi bine din când în când, mai ales în sezonul rece, să se meargă cu ea. Mă rog, acum 0 grade afară, probabil la noapte o să înghețe. Da, în acest video vreau să ofer niște informații pe care de-a lungul timpului mai multe persoane mi le-au cerut, chiar dacă chiar aseară m-am uitat în secțiunea de comentarii la mine la spam și la cele reținute pentru examinare, toți m-au făcut samsar, bișnițar, țepar, că să-mi vând eu mașinile mele și alții să nu mai vândă și așa mai departe. Da, oricum oamenii niciodată nu vor fi mulțumiți de tine, așa că dacă o să fie să mai fac asta în continuare, o să mai fac, dacă nu, nu. Cine a fost mulțumit, a fost mulțumit și asta e. Da, ideea în felul următor, multă lume m-a întrebat cam care sunt pașii de urmat, cam ce trebuie să faci pentru a avea acces la licitația auto, cum funcționează licitațiile, cum se calculează prețul și toate detaliile astea. Am făcut un clip acum vreo 2-3 luni, o să vi-l las în descriere să vedeți exact despre ce este vorba. Dar în clipul ăsta vom vorbi strict despre partea legală, ce trebuie să faci, care sunt pașii de urmat și cum poți ajungi să ai acces la licitația auto de pe diferite platforme, fie din Europa, fie din afara Europei. Eu personal folosesc două site-uri, ADESA și Auto1. În principiu am luat de pe ADESA cel mai multe pentru că sunt familiarizat cu platforma și sunt mulțumit de mașinile pe care le-am luat de acolo, sunt mulțumit de suportul față de clienți și sunt mulțumit și de, nu știu, tracking-ul mașinilor, cât de repede vin actele și așa mai departe. Adică, pe total, mă declar mulțumit, plus descrierile mașinilor care sunt destul de exacte și destul de explicite, dacă știi la ce te uiți. Până să ajungi să ai acces la o platformă de licitație, trebuie să menționez faptul că nu ai cum să intri acolo ca și persoană fizică. Nu poți să ai acces, trebuie să ai o firmă și în principiu să fii dealer auto, să poți să dovedești că în parc auto, nu e asta obligatoriu neapărat, dar în principiu trebuie să ai firmă. Sunt site-uri unde se acceptă, cred că pe Alcopa este un site de licitații din Franța, cred că acolo poți să licitești ca persoană fizică, doar că se percep niște taxe în plus și cred că ajunge cam la aceeași post. Nu știu exact cum funcționează acolo, n-am cont pe Alcopa, însă știu că discutasem cu cineva și a zis că și-a luat de pe persoană fizică o mașină de acolo, dar tot așa a plătit un TVA, ceva de genul, deci cred că taxele sunt asemănătoare. Dar vă vorbi strict de parte legală și strict de cum poți să activezi pe platforme de genul ăsta, să iei pentru revânzare sau la comandă, care sunt pașii de urmat și cam ce trebuie să aibă firma în dotare, să zic așa, ca să poată să fie în regulă cu tot. În primul rând îți trebuie o firmă care să fie plătitoare de TVA, preferabil, pentru că tu în momentul în care te vei înregistra pe anumite site-uri de licitații în pagina de register, îți vor cere numărul de TVA. Numărul de TVA se obține de la ANAF. Firma trebuie să devină plătitoare de TVA. Sunt două modalități. La început firma este neplătitoare de TVA și în momentul în care ajunge la cifre de afaceri de 300.000 de lei, 3 miliarde de vechi, cel puțin așa știu eu, devine automat plătitoare. Dacă nu, în momentul în care deschizi firma, trebuie să vorbești cu un contabil, firma ta trebuie să devină plătitoare de TVA. Numărul tău de TVA va fi RO, cuiu firmei, numărul de referință al firmei, de exemplu RO4302566, ca exemplu. Cu numărul ăla te duci pe ADESA, pe Auto1, peste tot îți vor cere numărul ăsta de înregistrare, să zic așa, numărul de TVA și probabil mulți vă întrebați, dar de ce trebuie să fie plătitoare TVA firma? Păi, pentru că în marea majoritate a mașinilor luate intracomunitar, ce înseamnă intracomunitar între țări, mașinile se vând fără TVA și automat dacă ai un număr de TVA se poate ști ce firmă ești, unde a ajuns mașina și așa mai departe, plus că astfel anumiți dealeri din afară, firme de leasing și vânzători privați chiar și așa, o să știe la cine a ajuns mașina și tu ai acces doar dacă ești plătitor de TVA, pentru că o mașină dacă este vândută fără TVA acolo, nu poate fi vândută fără TVA către o persoană fizică sau o firmă neplătitoare de TVA. Practic, dacă tu ești plătitor de TVA și o cumperi fără TVA de acolo, de exemplu, cumperi un Megane 3 cu 4.000 de euro fără TVA, tu în țară ești obligat să-l facturezi dacă îl iei pentru revânzare, nu în cazul în care îl ții pe firmă, ești obligat să-l facturezi cu TVA. Îți pui profit, nu știu, 500 de euro plus TVA.
plus 19% care este TVA-ul în România. Cam așa funcționează. Ca să ajungi să îți poți crea contul după ce firma devine plătitoare de TVA și primești CIF-ul, codul unic de înregistrare, nu mai știu exact cum se numește CIF-ul, cod de identificare fiscală, de fapt, parcă e, după ce primești ăsta de la ANAF, durează între o săptămână și două săptămâni, depinde, să poți să-ți faci cont, pentru că sistemul respectiv te verifică într-un catalog, să zic așa, și nu, de exemplu, dacă eu pe 25 ianuarie devin plătitor de TVA, pe 26 nu o să pot să mă duc să îmi fac cont, pentru că probabil nu mă va vedea sistemul ca și plătitor de TVA, ca și firmă activă. E, după ce îți faci cont, trebuie să știi foarte, foarte bine cum se calculează prețurile, de asta o să vă las clipul ăla în descriere. Făcând un mic rezumat, trebuie să-ți faci o firmă, trebuie să aibă domeniul de activitate 4511, codul CAEN, este cel cu comerț de autovehicule ușoare până în 3,5 tone, trebuie să fie plătitoare de TVA, ca și taxe, se plătește 19% TVA în țară la suma întreagă dacă mașina este cumpărată fără TVA, iar dacă mașina are TVA-ul inclus, în principiu mașina asta vinde la proprietari privați, dar nu e o lege. Dacă mașina are TVA-ul inclus, se plătește un TVA acolo de, nu știu, 200 de euro, nu știu exact cât, în funcție de suma mașinii, de valoare mașinii, și în țară se plătește TVA-ul la marjă de profit. Ce înseamnă TVA-ul la marjă de profit? Înseamnă că eu am cumpărat o mașină facturată de la Auto 1, de la ADESA, pe 5.000 de euro și am vândut-o pe 6.000. E, în cazul în care eu am făcut profit 1.000 de euro, trebuie să plătesc 19% TVA către statul român la suma de 1.000 de euro, la profit. Mare grijă la cum se aplică TVA-ul, pentru că sunt anumite persoane care nu aplică TVA-ul corect și ulterior s-ar putea să aveți anumite vizite de la organele fiscale care sunt competente să vă viziteze și nu cred că ar fi chiar ok să aveți probleme, pentru că s-ar putea să vă coste mai mult decât face toată nebunia asta. Deci, în principiu, o cumperi fără TVA, o facturezi cu TVA, o ții pe firmă, când o vinzi tu peste un an, 2-3, plătești TVA-ul la suma respectivă sau eventual îți deduci TVA-ul dacă vrei tu, mă rog, astea sunt alte discuții. Ca și de dacă ți-ai făcut contul, dacă ai acces, în momentul în care ți-au aprobat oarecum înscrierea pe site, îți vor cere, fie îți dă un mail, fie te vor suna și îți vor spune că au nevoie de mai multe documente, îți vor cere o copie de buletin, îți vor cere o poză la cuiu firmei, la certificatul de înregistrare al firmei, îți vor cere certificatul constatator să se vadă codul CAEN sau activitățile pe care le desfășoară firma, fie pe teren, fie la sediu. Mamă, ce e aici? Așa. Și după ce încarci astea, îți vor spune dacă au nevoie de mai multe informații sau nu. În principiu, câștigi o mașină, ți-o facturează, o plătești. La ADESA este o chestie Optimo Finance, poți să plătești mașina când îți vine, ei îți percep o dată scadentă și o taxă în funcție de cât de multe zile durează. Dar la fel, astea sunt alte detalii. Deci, dacă ai o firmă, poate să fie plătitoare de TVA. Cred că dacă adaugi codul CAEN de comerț, s-ar putea să meargă și așa. Bine, nu e singurul cod CAEN acceptat. Merg și cele de reparații, dacă nu mă înșel, și cele de transport. Dar în principiu ăsta este codul CAEN legal, ca să zic așa, sau strict dedicat pentru asta, 4511, ca să fie strict pentru comerț. Totodată, ai firmă, ai vândut 3 mașini, trebuie, în funcție de cum hotărăște și contabilul sau în funcție de ce cifre de afaceri ai, să plătești TVA-ul și impozitul, fie lunar, fie la 3 luni. Eu îl plătesc lunar. În funcție de cifra de afaceri, poți alege să te angajezi tu sau să-ți angajezi contabilul sau cum crede fiecare de conviință pentru firma lui, pentru a trece de la 1% impozit pe venit la 3%. Mai este posibilitatea să ai și impozit de 16% pe profit, dar depinde ce profit ai și depinde dacă rentează pentru tine. Eu consider că e mai bine să ai 1% pe venit. Dacă, de exemplu, ai cifră de afaceri, nu știu, 20.000 de euro într-o lună, poate rentează, pentru că tu o să dai 200 de euro ca idee impozit, în loc să dai 600, cât ai fi dat dacă ai 3%, sau cam asta e ideea. Și tu îți calculezi dacă eu îmi plătesc un salariu, dacă mi-acoperă sau nu. TVA-ul e de 19%, fie la marjă, fie la suma întreagă, pe taxare inversă. Totodată, dacă vrei să retragi banii din firmă când se face bilanțul, să presupunem că la sfârșitul anului ai un profit de 10.000 de euro. Dacă vrei să retragi banii să fie ai tăi, trebuie să plătești 5% impozit pe dividende.
practic 1% impozit pe venit dacă ai angajat, ajungi la 6%. Dacă tu ai făcut un profit de 10.000 de euro, tu va trebui să plătești la stat 600 de euro, astfel încât să fii legal, să fii acoperit și în cazul în care va veni un control, să poți să justifici și să explici, da, am plătit 6% și mi-am retras bani în contul meu personal de la banca X, ca și idee, cam astea sunt lucrurile de urmat. Ce recomand este ca fiecare mașină vândută să fie băgată în contabilitate, la fiecare mașină să se aplice TVA-ul cum trebuie, la fiecare mașină să se plătească TVA-ul și ideal ar fi să n-aveți restanțe, pentru că este posibil să se pună anumite opriri, să se pună anumite penalități și să nu știți de ele și e mai bine să fii pe zero. Adică ai de plătit, nu știu, 100 de milioane luna asta TVA, plătește-l, nu că lasă luna viitoare. Adică întotdeauna recomandarea mea ar fi să lăsați o marjă și să aveți întotdeauna bani în firmă, să puteți să vă acoperiți taxele către stat. Totodată, dacă ți-ai făcut firma și nu știi exact care sunt pașii de urma, trebuie să aveți un cont bancar, trebuie să depuneți 200 de lei ca și capital social și ceva foarte, foarte important, aveți grijă la denumirea firmei, pentru că chiar am discutat cu un băiat pe Instagram foarte, foarte, foarte mult timp. Știu că a investit niște bani și el n-a fost foarte inspirat în momentul în care și-a pus numele la firmă și a pus ceva de genul licitația Adesa România sau licitația Auto 1 România sau Adesa Auction, știi? Nu poți să pui asta pentru că este nume similar și în momentul în care iar factura o mașină către tine. Dau un exemplu, eu am firma Adesa Europa și îți vând ție la Adesa România și practic se poate interpreta că tu poate ești pe mână cu ei, cum s-ar zice, sau da, probabil poți folosi numele dacă chiar ești un reprezentant legal al lor în România și așa mai departe. Și lui, din câte știu, nu i-au aprobat înregistrarea pe site pentru că are numele similar. Adică încercați să vă puneți un nume, nu știu, inițialele voastre, habar n-am, business, retail, sunt o grămadă de denumiri pe care puteți să le puneți. Dar încercați să nu folosiți în nume platformele pe care vreți să le utilizați să revindeți, pentru că s-ar putea să nu vă accepte. Plus de asta, dacă tu, de exemplu, îți faci cum pe Adesa și ai Auto 1 SRL Ro, habar n-am, e ca și cum ar fi rivalitate și nu știu, bine, nu e vorba de asta, dar intervin niște chestii la mijloc. Și de asta, încercați să vă puneți un nume care să vă fie pe plac vouă, dar nu puneți nume din astea similare. Și acum fac un mic rezumat. Vrei să participi la licitații? Firmă, neapărat firmă, plătitoare de TVA, codul de activitate, codul CAEN să fie cel de comerț cu autovehicule, să ai capitalul social plătit, să ai certificat constatator, să ai tot, să le încarci în cont. Verificarea nu durează extrem de mult, adică în principiu merge destul de repede. Bagi în contabilitate toate mașinile, plătești TVA-ul când trebuie, plătești impozitele când trebuie, da, poate profitul este mai mic, dar eu zic că e mult mai bine și e lucru mare să dormi cu capul pe pernă. Și poate că mulți dintre voi nu vă uitați până la final, dar aici o să fac o mică paranteză, chiar dacă am fost corect, chiar dacă am adus mașini poate cu 2000 de euro mai ieftine ca în țară și eu am avut controle, după 3 luni de activitate am avut control de la ANAF, nu judec, mi-asum și e normal să ai controle de la ANAF, însă controlul a fost trimis de clienți că fac eu anumite chestii și vă dați seama că dacă eu aveam o singură mașină care nu era băgată în contabilitate sau nu era declarată sau nu avea TVA-ul plătit sau ceva, vă dați seama că dădeam în alte complicații, dar ăștia sunt oamenii și sincer să fiu regret că am ajutat anumite persoane și după tot mie mi se face rău, dar asta e acum, nu e de judecat, oamenii la noi în țară sunt răi, oamenii la noi în țară nu sunt înțelegători și uneori, sincer să fiu, mai și merită să fie păcăliți pentru că și-o cer. Dar asta e. Deci, recomandarea mea ar fi să mergeți pe cale legală, să activați legal. Totodată, dacă, de exemplu, luați o mașină de la proprietar privat, faceți un contract de vânzare-cumpărare, la mașina aia se plătește TVA-ul la marge de profit pentru că e de la persoană fizică și practic are TVA-ul inclus. Dacă o luați pe firmă, nu-i plătiți TVA-ul și cât timp este pe firmă, nu-i plătiți, nu-i virează către stat luna viitoare când vine, sau peste 3 luni când vine data scadentă, ca să zic așa. Dacă mai aveți anumite întrebări cu privire la acest lucru, puteți să mi le puneți în comentarii. Ideea e că e destul de mult de discutat pe subiectul ăsta și nu vreau acum să stau să dezvolt foarte mult, dar cred că am fost destul de explicit și cu siguranță cine a fost atent la informații și nu se le pună cap la cap o să înțeleagă exact despre ce este vorba. Cam asta ar fi episodul. Dacă aveți anumite întrebări, puteți să-mi scrieți și pe Instagram pe care l-aveți în descriere, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!